Sau și mie m-am găsit la un nou episod din Five Nights at Freddy's. Aparent la foarte mulți dintre voi vă place când mă sperii. Așa că o să continuăm și văd că pot să continui direct din Night 2. Așa că hai să-i dăm și să continuăm de unde am rămas. M-am uitat un pic pe niște tutoriale, dar încă n-am înțeles exact. Și v-am citit și comentariile voastre, au fost unii care mi-au răspuns. Mi-au dat foarte multe sfaturi, așa că vă mulțumesc și vouă. Bun. În principiu ce trebuie să faci e să te uiți rapid pe camere, să nu consumi foarte multă baterie. Verifici astea așa, foarte rapid. Dar nu mă interesează ce zice asta. Unul deja a plecat, glumești? Ok, aici mai este unul. Deci sunt trei aici și mai este unul pe camera asta. Sunt de fapt patru. E unul Foxy. Pe ăsta îl cheamă Chica Bunny sau ceva genul ăsta și nu mai știu cum îl cheamă pe ăsta. Practic ce vrei să faci e să verifici așa. Verifici camerele rapid. Asta e aici. Oh, ce creepy e. Ok. Și da, joc cu toate lumine stinse. Pentru că așa trebuie să joci jocul ăsta. Ok, asta nu s-a mișcat de acolo. Pirate Cove e în regulă. Bun. Tot timpul sunt foarte tensionat în jocul ăsta. Că mă aștept în orice secundă să-mi sară la în față. Că... nu știu. Deja... ok, asta nu s-a mișcat, aia nu s-a mișcat. Pare că e în regulă și el. Fervi doar așa, câte o secundă, nu mai mult. Pe ăla l-am văzut, Foxy e aici cumva. Pe aici pe undeva iese Foxy, dar nu e. Ok. Tot în regulă până acum. 78% și suntem în ziua a doua. În ziua a doua începe să fie un pic mai dificil și încep ăștia să fie mai activi. Foxy deja a ieșit. Nu-i bine deloc. Bun. Nu așa de mult. Din câte am să zic, când vine Foxy trebuie să închizi ușa foarte rapid. N-ai cât vreo 2 secunde. Asta e încă aici, iar ăștia doi sunt acolo, așa că n-are cum să-mi sară careva în față, sper. Oh, shit. Unde s-a dus ăla? Oh, shit, e aici. Exact lângă... pleacă acasă. Să n-a plecat. Trebuie să-l las ușa așa puțin. Îmi dau seama dacă pleacă din umbră. De acolo am impresia. Gata, a plecat. Foxy, tu stai aici. Asta începe și fuge. Nu poți să... nici nu poți să-l oprești. Nu poți să-i faci nimic. Trebuie să închizi ușa foarte rapid. Ai 2 secunde la dispoziție. Însă o să-l alalt acum. Foxy e aici, asta e acolo. Asta e aici. Iar asta e acolo. Deci mă aștept în orice secundă să-mi sară unul în față. Shit. Să le verific continuu. Cred că vine unul pe partea asta. Sau de gălăgie în kitchen. Și nu știți cum îmi bate inima momentul de față. Ok, ăla e acolo. Foxy, stai acolo, nu te mișca. Bun.
Tot în regulă până acum. Foxy e încă acolo. Camerele. Ce mă enervează când îmi tai camera și nu văd. Nu-mi dau seama unde poate să fie. Nu trebuie să stai nici prea mult pe camere, că pe aia îți vine ăla și sare în față. De asta le mișc așa rapid. Pac. Ok. Te uiți acolo și vezi dacă dispare. N-a dispărut încă. Foxy, ești cu minte? Tot acolo e. Și nu mai am... Fuck, încep să pierd... power. Și ăsta e tot acolo, nu vrea să plece. Și dacă îl las, o să-mi sară în față. Gata, pleca. Ok. Vezi că ei tot se mișcă pe aici. Faza e că dacă rămâi fără curent, te-ai dus. Și foarte posibil să se întâmple chestia asta. Ok, Ducky e acolo, ăsta e acolo. am 4, trebuie să ajungem până la 6. Nu știu dacă o să ajung cu 27%. Ăla e acolo. Stai încă acolo, nu s-a mișcat. Ducky vine spre noi. Pe partea cealaltă. Și ăsta iarăși aici, frate, pe bune. Trebuie să le verifici așa, că dacă nu le verifici, sare ăla în față. Dacă se apropie, cred că o să ne fac o vizită cât de curând. Încep să nu mai am baterie. Oh, oh my god! Frate, cum naiba, că nu era... Nu era nici măcar aproape de mine. Deci nu era nici măcar aproape de mine. What the fuck? Nu mai încerc o dată. Holy fuck. Ok, mai încercăm o dată. Continue night 2. Pe bune. Deci nu era nici măcar aproape. Să încerc să mă joc puțin mai puțin cu camerele, nu știu exact. Începe să fie din ce în ce mai greu. Să încercăm la început să stăm mai mult fără camere. Nu știu cum o să reacționez ăștia, că dacă încep să se miște, dacă nu mă uit la ei, s-ar putea să mă prindă din primele secunde. Și atunci nu o să fie bine. Totuși ai o baterie de-asta deschisă non-stop. Unul deja a plecat. Holy fuck, deja e în camera aia. Ai lumina și cu ventilatorul și de-asta îți consumă bateria în continuu. Bun. Ăla care îți sare în față e cel mai aiurea. La ceilalți nu te sperii chiar atât de tare, dar ăla care îți sare în față... Și deja m-am obișnuit cu el, dar totuși e șocul ăla, când îți sare direct în față și începe să țipă. E oribil, țipatul ăla lui. Voi vă dați seama dacă jucați jocul ăsta cu Oculus Rift, cu chestia aia care ți-o pui pe cap și vezi ca și cum ai fi acolo, realitate virtuală, nu știu ce. Păi, nu știu. Cred că... Doamne ferește. Asta deja e aici. S-ar putea să ne facă o vizită. Cam asta e faza. Atunci nu l-am mai văzut pe camere și când am dat camera jos, după aia a dispărut. Și mi-a sărit în față. Probabil că nu-i mai vezi pe camera, atunci e nașpa. Ok, de aici am mai plecat și Ducky. Uite-l pe Ducky. Bă, ăsta e și mai creepy decât ăla la alt.
Ok. Asta e exact aici. O să vină în curând. Dacă e acolo... Ha, mă, vină încoa. Hai, nu mai sta acolo. Știam eu. Încă mai e acolo. Pleacă-mă la tine acasă. Încă e acolo. Și cu ușa jos, consum bateria. Gata, a plecat. Foxy a ieșit și el și a ieșit și ăsta. Ducky vine spre noi. Totul e bine. Stai așa că mă mai sperie odată la care îmi sare în față. Parcă văd. Parcă văd. Trebuie să trec eu și de ziua a doua, dar o să vedem dacă în episodul ăsta sau în episodul următor. Ok, ăsta e aici. Unde-i Ducky? Unde-i Ducky? Uite-l acolo. Deja la chiar dacă... Te-ai obișnuit cu el deja și te-ai speriat de câteva ori de el, știi despre ce e vorba, știi că o să-ți sară în față, dar tot te sperie, că e șocul ăla. Asta deja nu mă mai sperie când vine aici. Pleacă acasă, mă. Ok, Ducky e exact lângă noi, s-ar putea să ne facă o vizită. Foxy vrea și el să iasă. Pe ăsta nu-l mai văd pe cameră. A, uite-l aici, ok. Când nu-l mai vezi pe cameră, atunci cred că ți sare în față. Păi dacă nu l-am văzut să vină până acum. Cel puțin nu s-a apropiat, uite cât de aproape e de mine. Dar nu l-am văzut să se apropie mai tare. Tot și pe ăsta. Ok. Unde e ăla? Uite-l acolo. E acolo sau îmi sare în față în curând? Da. Cât de repede poate să vină, mă? Ducky stă acolo. Ducky, tu stai cu minte, da? Foxy stă și el cu minte. Ăsta e cel mai obraznic, ăsta albastru. Și încă nu vrea să plece. Ducky e acolo, Foxy e acolo. Ăsta nu vrea să plece de la ușă. Pe bun, cel mai enervant e ăsta albastru. Unde s-a dus? Trebuie să stai cu ochii numai pe el. Ăsta o fi? Sau ăla-i Ducky? Nu, dacă e acolo, bine, da. Suntem în regulă momentan. E acolo. Dacă e acolo. Hmm. 30%. 4 dimineața. Uită-l pe Mârlanul ăsta. Și nu știu cum se teleportează așa dintr-o parte în alta, că nici nu-ți dai seama când ajunge la ușă. De asta, dacă te uiți pe cameră și cumva nu ești atent... Uite-l, tot acolo e. Foxy, când iese puțin mai încolo, trebuie să ai grijă când începe să fugă. Oricum, jocul ăsta e super creepy. N-am crezut niciodată că o să-mi fie frică. Acum o să mă sperie niște ursuleți de ăștia, sunt niște păpuși de astea, dar foarte creepy. Ok. Unde e? Uite-l acolo. Ducky, unde ești, Ducky? Ducky, nu fă de astea, te rog eu. Ducky e în bucătărie, cred. Unde e ăla? Nu-mi sări în față.
Uite-l aici. Shit. Acum vine. Apare. Ok, dacă e în bucătărie, că se aude. Restul ăsta nu pleacă de acolo. Mamă, arată-te. Arată-ți fața, hai. Știu că vrei să mă sperii. Foxy e cu minte, vezi ce cu minte? Unde e asta? Aha. Dacă nu mă uitam, mă speriam. Să rea pe mine. Ducky tocmai a plecat. Unde s-a dus? Oh, shit. E aici. Ducky, te rog eu. Și ăsta încă e aici. Ducky să vină pe acolo și eu nu mai am curent. Oh, shit. Nu-i bine. Nu-i bine deloc. Nu mai am curent și ăsta încă e aici. Oh, shit. Shit, 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 shit. Hai, te rog eu, te rog eu. Termină noaptea, te rog. Din suflet. Nu știu ce... Oh, nu. Oh, nu. Oh, am terminat noaptea. Băi, cât de aproape era să mor. Și am ajuns la noaptea a treia. Acum ce că e și mai complicat. Și din ce în ce mai complicat. Și după ce ajungi la ultima noapte, mai e și o noapte secretă sau ceva de genul ăsta. Oricum, noaptea a treia în următorul episod. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!